Arcii și Sfatul Pădurii. Spectacol radiofonic după piesa omonimă de Ionela Hadârcă. După o lună de agitație, vietățile codrului de smarald urmau să aleagă Sfatul Pădurii, organul suprem de conducere de care ascultau toate creaturile, de la mistreții cei fioroși până la țânțari. Lupta era dusă între bufnițe și ciori. Bufnițele, cumpătate și înțelepte, voiau ordine și pace în crâng, pe când ciorile aveau un plan viclean: să transforme pădurea într-o gunoiște. În ziua alegerilor, Arcii se trezi cam târziu. Se spălă iute pe botic și pe lăbuțe într-o coajă de nucă și dădu să iasă de sub tufiș, când exact în fața lui țărâna fremătă, formând un mic crater, iar din el apăru năsucul curios al cârtiței Aglaia. Salve, Arcibald! Știi că avem astăzi culegeri în Boienița Liliecilor? Ce? Alegeri! Avem alegeri! Tocmai mă pregăteam să ies. Dar ce se întâmplă în lume? Nu mai au prietenii timp să sta la un ceai? Nu. Nu e timp de ceaiuri, Aglaia. Trebuie să o ajut pe țestoasa Besva să ajungă la timp la votare. Eu nu merg. Nici măcar nu văd să citesc prea bine pe foile celea. Știu de ce ne-am îngrijit din timp să aducem foi speciale tipărite cu șrift pentru Word. Trebuie să ne implicăm toți, altfel pădurea noastră va ajunge o râpă. Și crede-mă că atunci n-o să-ți mai ierta oaspeți. Ospețiile erau ocupația preferată a Aglaiei. De aceea cârtița se strecură speriată în gaura din care ieșise mai devreme, iar Arce își luă viteză pe potecă și se opri brusc în dreptul unui șir de melci, care traversa încet cărarea. Băieți, poate vă grăbiți puțin? Încotro țineți calea? Spre Boienița Liliecilor! Astăzi alegem Sfatul Pădurii! Cu o astfel de viteză trebuie să ajunge în 4 luni! Oh, băieți! Înapoi! Înapoi! Bine, înapoi! Dar voi mișcați și mai lent! Trebuie să inventăm ceva ca să ajungeți la timp! Arce privi în jur și zări un păianjen care dormita pe marginea plasei. Imediat îi veni o idee. Dacă meșterul păianjen ne-ar putea croire pe jur o plasă durabilă? Dar nu cred să fie posibil. Cum adică ar putea? Atelierul nobil VIP păianj croiește cele mai trainice plase din lume. Nu, din toate lumile, da? Am cer iertare. Dar grozavă m-ați enervat. Ia uitați-vă cum mi-a sărit tensiunea. Nu la această labă, am 8. Verificați la toate, absolut la toate. Cât ai zice pește păianjenul țesu o pânză pufoasă și groasă. Arci îndemnă melcii să urce în ea, o legă la gură și o anină de o creangă. Fraților, voi găsi pe cineva care aleargă rapid și îi voi ruga să vă ducă în Boienița Liliecilor. Maestre, cât vă datorăm? Nu e nevoie de nicio copeică. Sunt o fire altruistă, mărinimoasă și pacifistă. Acum, mă scuzați, vă părăsesc. Mi-ai nimerit o muscă în plasă și trebuie să o înfule. Arceul ăla goană reuși să parcurgă o treime din drum când simți că a obosit. Se opri la umbra unui pom ca să-și tragă sufletul și auzi deasupra lui o cioară strigând într-o pâlnie improvizată dintr-o sticlă veche din plastic. Victoria ciorilor! În program! Hora șapte!
muri! Hei, dar nu ați biruit încă. În acel moment, din tufiș răsări o pereche de urechi lungi și ieși un iepure cu ochelari, ținând în labe un carnet și un creion. Dați-mi voie să mă prezint. Iepurențiu Morcovici, analist politic. Priviți graficele ultimelor perturbări susceptibile. Procentajul raportului invulnerabil este evident. Nu înțeleg nimic ce ai zis. Dacă vor câștiga ciorile, va fi gunoi și urăciune peste tot. Da, nu este o perspectivă prea efervescentă. Iepurențiu, tu alergi repede. Am lăsat niște melci la atelierul păianjenului. Poate îi repezi până la poiana liliecilor. Apoi vine-o la Besva, căci și ea se deplasează greu. Trebuie să reușim toți să ajungem la votare. Nu văd niciun impediment convergent de natură rațională. Ce ai zis? Dar iepurele nu-i mai răspunse, ci doar dădu din labă și dispăru în zare. Arce alergă mai departe și se opri la o răscruce. Crezu că s-a rătăcit. În acest moment, de sub tufa de măcieș sălbatic se auzi piuitul unei păsări. Hei, de cine te ascunzi? Am căzut din cuib! Am aripa frântă! S-a sortită pe irii! Când colo, de sub frunze se auzi o voce obraznică și apăru o furnică care ținea lăbuțele în brâu. Pieire, rostogolire, lacrimi de iubire! Ăsta cine mai este? Sunt furnică cu bonetă, m-am născut să fiu poetă! Frumos! Eu pot zonghit! De profesie sunt medic, am talentul ortopedic. Nu promit că o să zboare, dar încercarea vină n-are. Pacientul stă culcat și mă întorc imediat. Furnica reveni într-o clipă cu o gașcă întreagă de semeni care începură a trebălui îndată pe lângă pasăre. Dezinfectau, imobilizau oscioarele fragede ale puiului cu atele de nuiele și îi aplicau cu grijă pansamente. Iar după ce văzură lucrul terminat, au urcat-o pe beata pasăre pe targă, apoi au legat targa cu patru ațe subțiri și au ridicat-o înapoi la cuib. Misiune îndeplinită, furnică mulțumită! Ce istorie! Câte perpeții într-o singură zi! Văzând puiul lecuit și aflat în siguranță, Arce alergă mai departe, dar nu trecu mult și dădu nas în nas cu rața steluță, urmată de 5 rățuște mici. Mac, mac, pe strem rândișoarul, mac, mac, te-am dus la piciorușe, mac, mac, mac! Salut, frumoșilor! Încotro ținem calea? La lac, mac, 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 să facem băiță, mac! Apușoara e călduță! Ce minunică! Dar nu vii la alegeri? Mac, mac, eu mai mult cu casa, cu copilașii! Știi cum e, mac, 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 mac? Nu știu! Dacă vor câștiga de sare ciorile, iar ele sunt multe, atunci în ce fel de pădure vor trăi rățuștele tale, ai? La auzul acestor cuvinte, steluța se îndreptă îngrijorată. Ciorile îi speriau întotdeauna rățuștele, iar dacă le făceau observație, îi croncăneau băjocoritor în față. Mac, mac, știi? Cred că voi veni. Sunt mândru de tine. Și atunci când voi avea copii, îți voi cere neapărat sfaturi de materie de parenting. Mac, 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 mac. Steluța măcăi mulțumită, iar Arce o zbughi în vârful delușorului cu mușchi și își strigă prietena. Besva, Besva, am venit să te iau la alegeri. A plecată într-un dulap, Besva scotea pe rând lucruri nemai văzute și le numerota într-un carnețel. Plase de strecurat gânduri, cipici cu șuierac, duș cu curcubeu, încărcător pentru clătite, prelungitor pentru vise. Unde o fi pașaportul? Ce, ce,
ce se pierdă? Acum te-ai trezit că nu ai pașaport. Ah, iată. Era sub fierul de călcat culori. Vai, dar a expirat cu sute de ani în urmă. În acest moment, parcă de nicăieri, apăru iepurențiu. Am lăsat melcii la votare. Din păcate ne reținem. Bezva s-a trezit că nu are document. Ah, dar puteți vota oricum. Acolo veți primi o foaie care va înlocui pentru o lună buletinul de identitate. Fantastic! Doar să-mi iau pălăria pentru ciclonuri și să o chem pe mama. Mama! Ajunși în sfârșit în poienița liliecilor, prietenii noștri văzură o cabină și două mese, la care stătea câte un cocostârc cu liste electorale în față. Diferite animale, porci sălbatici, broaște, vulpi, căprioare, șoareci, chiar și rața steluță stătea în rând să voteze. Arci s-a oprit lângă șerpoaica Suzana. În cabina de vot intrau pe rând milcii, pe rându-se alene. Câte unul, vă rog, votul este secret. Domnule președinte, procedura va dura prea mult. Nu vom reuși să votăm toți. Nu veți reuși! Biroul electoral se întrunește într-o ședință de urgență. Ce este o ședință? Când șezi și vorbești. I-am văzut multe ședințe la veacul meu. Unii au o pasiune deosebită pentru ele. Biroul electoral a decis adăugarea unei cabine adiționale. Rugăm domnii Castor să ajute la instalarea acesteia. Din desiș apărură castorii cu bârne în spate pentru a instala o nouă cabină de vot, însă s-au oprit înfricoșați. Iepurințiu sări în brațe la Moș Martin. În poiană își făcu apariția lup. Ai, bună ziua! Am venit să votez. Ce trebuie să fac? No? Să prezentați un act de identitate, să semnați în lista de alegători, apoi să luați un buletin de vot și să vă așteptați rândul. Act de identitate? Oare este cineva aici care nu știe cine sunt eu? Să stau la rând? Legea este egală pentru toți. Dacă nu aveți un act la dumneavoastră, puteți trage o fugă până acasă. Între timp, instalăm o cabină adițională. Iar ca să treacă timpul mai ușor, puteți trece pe la bufetul nostru. Avem gustări proaspete. Dar văd deja o gustare foarte proaspătă. Și urechiată. O, simt că leșin. Sunt sensibilă. Hai de surule, nu cred că este timpul potrivit să ne întrecem în orgoliu. Anume noi, cei mai puternici, trebuie să demonstrăm că respectăm regulile. La urma urmei, avem toți un scop comun. Bine, oricum aveam drum spre casă. Lupul se întoarse ca să ia calea înapoi, însă veverițele cu microfoane îl înconjurară îndată. Domnule Lup, domnule Lup, cum comentați această situație? Credeți că v-a fost îngrădit dreptul la vot?
Sus pe crengi, ciorile păreau îngrijorate. Trebuie să facem ceva! Poate să mai vădăm o dată! Lângă izvorul minunilor, mai este o secție de votare! Nu putem! Avem ștampil în fișă, iar Cocostârcii verifică foarte atent! Am făcut ce-am putut! Am înghețit toate gâzele pe care le-am întâlnit în cale, deși nu le prefer! Și totuși s-au adunat prea mulți! Au venit până și libelulele! Poate să furăm buletinele! Ador să șterpelesc ceva! Nu putem fura nimic! Mistreții le păzesc foarte atent! Soarele apunea. Ultimele animale intrau să voteze. Castorii instalară o tribună și un microfon. În mijlocul poieniței, Cocostârcii răsturnară urnele și se puseră pe numărat. Ariciul cel nătrebnic este vinovat! L-am văzut umblând toată ziua prin pădure! Și convingând animalele să se prezinte la cine este vinovat? Și noi am fost mulți! Poate că încă nu e totul pierdut! Liniște! Se anunță rezultatele! Astăzi a fost o zi importantă în istoria pădurii. Astăzi se va decide soarta noastră a tuturor pentru următorii 4 ani. Mulțumim tuturor alegătorilor și alegătoarelor pentru participare și pentru că nu ați fost indiferenți. În urma numărării voturilor vă prezentăm următoarele rezultate. Ciorile, 499 voturi. Bufnițele, 500. Doar îmi văd diferența! E votul meu! E votul meu! E votul meu! E votul meu! Netremnicii! Dacă lipsea măcar unul! Invităm la tribună câștigătorii! Foarte bine a ieșit! Atât îmi lipsea să primesc indicații de la niște Ajuns acasă, Arci se culcă în pătuțul său moale din frunze, se înveli cu o plapumă din mușchi, închise ochii și zâmbi mulțumit. În vis, îi apăru puiul de ciocănitoare care zbura liber deasupra pădurii, castorii muncitori și prietena sa Besva, care aranja în dulap lucruri ciudate. Dimineața, fu trezit de un foșnet cunoscut. De sub pământ, chiar lângă pat, apăru năsucul cârtiței Aglaia. Salve, Archibald! Ai văzut cum am salvat ieri alegerile? Oh, nu! Ați ascultat povestea Arcii și Sfatul Pădurii. Spectacol radiofonic după piesa omonimă de Ionela Hadrică. Acest spectacol a fost elaborat în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral și cu sprijinul financiar al poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, acordat prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare.